Sărut mâna, doamnelor și domnișoarelor, bun găsit domnilor, sunteți la Arena Sport.ro, locul de unde așa cum încercăm de fiecare dată, asta promite, nu știm dacă ne și iese, încercăm să prezentăm știrile sportive, evenimentele sportive un picuț altfel. Pe invitatul nostru de astăzi îl cunoașteți cu siguranță, nu dați încă camera pe el ca să-i fac o prezentare așa mai de șmecher. e yeah, că curios. Da, fii atent că e curios. <coughs> Cred că ieri nici nu l-ați recunoscut după voce. Uh, apropiat al fenomenului sportiv și o să vedeți când mai multe impostaze, de asemenea îl cunoașteți emisiunile pe care le prezintă și unde copiii mai spun și lucruri trăsnite sau mai spuneau, dar și din cariera dumnealui de artist. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, domnul Virgil Ianțu! Salut, salut, salut. salut, și bine, bine ai venit! Bine m-ați uh, invitat! Da. Acum putem să te întreb direct așa, ce mai faceți? Dar am zis ce mai faci, Virgil? Am zis așa, ce gânduri vă animă acum la început da, de noiembrie? Și planurile de viitor. Și planul de viitor. Păi, ce gânduri? Cum ziceai, mă ocup de copii, bă, fac emisiunea Copiii Spun, un format bă, construit, un format nou, de altfel, bă, bazat pentru întâlnirile cu copii, în care am și rubrici de bă, educație, rubrici educative. Bă, am gândit un format, așa, bă, să fie deosebit și să aibă și niște mesaje bă, și pentru părinți și pentru copii. În rest, cu emisiunea mea de la TVR, câștigă România și. Bă, Încerc să reiau activitatea. Eu am scris o carte pentru copii da, și încerc știm, să știm. reiau treaba asta. Și păi zine! Păi zic când o ea? să fie. Da? da, sunt la început. Apoi am pornit o campanie și o să o dezvolt deocamdată într-o fază de început. De... Hai să, să dezvolt un pic de tot. Asta uh, de te-am văzut noi pe străzi? Nu nu, 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 nu. Așa e foarte faină. Dar, nu, noi toți vorbim despre educația academică a tinerilor, a copiilor, a noastră, dar foarte puțină lume se gândește, începând cu părinții și uh, mergând și spre zona uh, școlii, profesorilor, uh, puțin se gândește la educația de caracter. Cum se formează un copil, un tânăr? Cu un caracter bazat pe valori, pe principii, pe bune maniere, pe... și mi-ar plăcea să transmit. Am fost deja. În... am început să merg în școli și vreau să transmit mesajul ăsta pentru că se simte că în această perioadă în care și online-ul are bunele lui, dar are multe lucruri care ne afectează în mod negativ și pe noi, dar în special pe copii care. Sunt vulnerabili, mult mai vulnerabili decât noi, și atunci e un moment în care trebuie să ne ocupăm de, de treaba asta. Lucruri uitate, inclusiv de, de noi adulții. Lucruri de bun simț. Ai fost în școală, dar ai fost și la aniversarea, că nu putem să-i zicem petrecere, de 40 de ani, nu? la 40 de ani de la probabil cel mai mare succes din istoria clubului Dinamo, sau dacă nu, între cele da, mai mari, la, la da. nivel de echipă de, de fotbal. Meciul cu cu, meciurile Hamburg. cu Hamburg. Da, am fost foarte onorat. M-a sunat uh, uh, Mary Dragnea era cu. Da, țălunari, da. Eu uh, am o prietenie cu garda de atunci, cu Costelora, cu Neață, cu Țețe, cu uh, Augustin, cu, uh, am, cu. pe cine am uitat? Pe Mateuț, uh, nu vreau să-i uit, și, bineînțeles, cu Ando. Cunea Florin Cheran, vedem mamă, în mamă, partea ce, dreaptă. ce jucători aici. Da. Într-un singur cadru. Noi de ani de zile, ei mă invitau la, la petrecerile lor, aveau pe 3 ianuarie, în fiecare 3 ianuarie, se vedeau, se adunau, uite. Păi uh, și nu ți era greu pe 3 ianuarie? Uh, nu, era... Bine, o mai legai și cu Sfântul Vasile <laughs> da, și cu... Exact. Da, Adică <laughs> nu te opreai. Șnur. <laughs> da, exact. Și, și uite Domnul și Popa să trăiți. Trăiți, domnul Lupescu și domnul Popa să Da. Și uh, am rămas într-o prietenie, așa. Uh, deși uh, această echipă, apropo de 40 de ani, uh, a jucat în acel meci la Timișoara, la care eu am fost pe stadion, în care era anul în care sărbătorea Dinamo 40 de ani de, de activitate și era, na, trebuia să câștige campionatul, deși la, așa, la asemenea jucători nu prea era nevoie de intervenții. Uh, dar era, uh, ți -mi minte, dialogul uh, pe campionate între Steaua și Dinamo și am fost singura echipă din acel an, dacă mi amintesc bine, bine, da, uh, care i-am bătut. Deci pe Nicușor Vlad. Uh, și le-am stricat sărbătoarea așa am câștigat campionatul Steaua. De asta am și căzut atunci, uh, <laughs> pentru că din acel moment am pierdut absolut tot. ți minte niște meciuri cu niște arbitri. Dar știi da. că în bancuri, un meci dintre Dinamo de azi și Dinamo de atunci? Nu se poate discuta. Mai mă uitam, apropo, chiar că toți vorbim că fotbalul are astăzi un alt ritm, dar mă uitam la, la secvențele da, pentru că iar, e cu Liverpool, au fost Hamburg, puse și pe, nu? Au fost da, puse da, pe văzut acolo, da. Și mă uitam, măi, nu e chiar așa. Aveau condiție fizică și ce avea un plus față de ce se întâmplă astăzi, un control al mingii, lucruri elementare pentru un fotbalist, nu să reacă din colțul mesei mingea, astăzi mă uit la Liga 1, vorbeai mai devreme de că nici la Liga nu e ce-a da, fost, bine, dar... Apunau nivelul este cu totul cu totul altul dar la lucrurile de educație elementară a unui sportiv, nu numai a unui fotbalist. Ei dar, văzut emoționați, adică ok, <coughs> ne am întâlnit, bem un pahar de așa, dar da, ei știi? se bucură să se revadă și bă, se bucură e când e primesc de atunci cu 3 -0. da. Da. E, e foarte frumos să se întâmple asta cât mai des, pentru că, într-adevăr, a fost apogeul acestui club, să știi că care, ei din păcate, ei suferă. suferă. Că, domne, ne-a uitat suferă. lumea. To Toate marile glorii. Și de asta, de suferă, să vadă ce se întâmplă ha, astăzi cu un acum. club. Chiar vorbeam cu unicușor Vlad, zice, păcatele astea nu sunt ale noastre. Zice. Aoleo, da. cât e de bună asta. Da. Și. <coughs> dar asta s-a întâmplat cu multe cluburi de tradiție. Da, tu știi unul mai bine. <coughs> da, iar timișoara mi-e, mie foarte. Eu sufăr, uh, realmente sufăr că acest club este unde este și care este. În principiu, știm care e clubul, dar. Palmaresul e la un domn care nu știu ce a făcut Dacă ne gândim, au, au fost cam printre primii, nu e, e de necaz acum, printre primii care au început cu treaba asta cu Palmaresul da, și au împărțit da. Palmaresul. A dat un noi... zambon, da. nu știu ce a făcut cu Nu prea înțelegeam cu noi cum se poate uh, Noi mergeam împărți... la meci la, 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 la echipa creată Ian cu patron, dar pentru că era o continuitate a unei echipe pe același stadion, dar era, o tream într-o minciună, nu era aia Poli era Rocaru cu cine s-a împreunat atunci. Tot era bine pentru Timișoara, pentru suporte, dar echipa, și asta s-a permis în multe situații, că nici la Dinamo nu-i clară, nici la Steaua, după cum se vede, nu-i clară, nici la Craiova nu-i clară, deși sunt cam clare toate, adică mă atrapați lucrurile făcute de-a lungul timpului, au și consecințe. Și de asta se ceartă că este nu este steaua. Păi, da, sportiv e asta, dar acolo s-a întâmplat ceva. Bă, păi de, de trimișoara, voi ați dat tonul. Că dacă nu dădeați voi tonul, cum părțiți Sistemul și... a permis asta, da. un sistem, cum știm noi, deloc sănătos, care a permis bă, ce... Asta se stadionul. Ne mai Când ai vorbim fost că rece... dată pe el? Mai ți minte? Când prima, dată, da. 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 Aveam 5 ani, în 1976, la un meci cu Bacău. I-am bătut, nu știu, destul de grav. M-a dus taică meu și de atunci am tot mers. Profesorul meu de vioară, că am făcut vioară. Știu, de și ai zis că nu puteai să te duci, că te încurca vioara? Păi nu mă încurca vioara, că mergeam cu vioara pe stadion. Odată mi-aș uitat, trebuia să mă întorc. Te-ai dus cu vioara pe stadion? Da, pentru că profesorul meu avea uh, blocul exact lângă stadion. Și uh, me mergeam duminică la meditații. Și uh, mergeam după aia cu, cu, vioara pe, pe stadion Așa la meci. Da. Aveai grijă de ea ca duceai. Păi, nu, intram cântând. M -am M -am am spate spate. Și de în <laughs> și cântai ceva. Da, era o, era o perioadă faină și ținite și acum. Când nu mergeam cu vioara, îmi plăcea să. Era o zonă, uite acolo în stânga, unde vezi că pe acolo veneau salvările, da? da. Și puteam să cobor pe uh, panta în jos și intram și stăteam copil de mici. Mă făceam că să dintre ea, dar ei erau la pitici, jucau, erau la club. Deci ai fost un pic. Da, câte unul mă mai întreba, tu la ce profesor ești, că nu mă cunoștea. și zic, dar tu la ce ești? La cine ești? Și îmi ziceau nume și rețineam pentru data viitoare, când mă mai întreba. Foarte tare. Ca să stau acolo, să simt mirosul ierbii. Când i-am pus eu mingea lui Hagi la corner, el juca la sportul, era puști, era 16-17 ani avea, și nu a mai mișcat de acolo și a executat cornerul așa tot, tot liceu de muzică. ai da, răspuns de la luni, asta se știa în școală. Da. Uh... Dar tu cu sportul <coughs> putem zice că din cauza viorii o forțăm cu vioara? Adică nu ai ajuns la... Ai fi putut urma o carieră de, nu știu, de fotbalist? Te-a Te no. Nu. No. Uh, îmi place să joc fotbal. Uh, știu să joc fotbal atât cât să fac față să nu mă fac de baftă. Adică sunt, sunt ok. Pe atac, execuții, nu știu ce. Bun. Fug. Fug mult. Vin față-spate. dar Ești deci mă rog, bănel Nicoliță. Nu. <coughs> nu chiar. Dar alte sporturi? Uite că -am amintit. Tenis de masă jucam pentru că aveam masă acasă și am învățat să joc... Cum aveai masă acasă? la Timișoara, da, aveam casa, acasă. Aveam cu casă vioară, cu... Cheaburi, da. cu vioară, uh, cu cu vioară, cu masă de. Terasă. Aveam uh, casă faină, da, cu terasă, unde aveam uh, și cu brazi, în curte era foarte frumos. Cu grădină mare, aveam animale, aveam creșteam, da, era Ce foarte tare. Foarte, frumos. Dar părinții înțeleg așa. că iubitor de sport? taică cum era nebunit, da, taică cum avea caiete cu etapele, rezultatele, absolut tot tot, tot, tot notat și și maică mi a fost adus pe Mike mea, m mea însărcinată cu fratele meu sau cu mine, nu mi știu exact, a fost Sunt la mijlocul la poli, cu la... zi înainte. Adică, na. Acum da. eu am cu pe, pe... dar cum era atmosfera? Știi, comparativ cu ce acum e clar <iens> că da, facem no, no. așa. Uh... era o atmosferă, era, se întâmpla un lucru pe care eu nu l-am mai văzut la alte, în alte, pe alte stadioane și la alte galerii. Uh... țin minte că la un moment dat eram în B, Uh, și am venit O galerie nu știu, Fece Bihor Că eram acolo în zonă Se întâmplau lucrurile În uh, seria 3-a parcă eram noi Și um, Galeria noastră Era unde e Timișoara Său De la Timișoara deasupra tunelului atunci Pe atunci acolo era galeria Și galeria lor era undeva lângă tribuna oficială Și o delegație de la uh, Galeria lui Poli s-a dus cu steagul lui Poli, și au legat steagurile a lui Poli și a da, lui FC Bihor frumos. și s-a cântat împreună. Deci a fost cam asta era atmosfera. Singurii pe care ă, stadionul îi huiduia ă, erau uh, Dinamo, echipa pe care tocmai am văzut-o acum, cu care eu am petrecut, care erau dușmanii mei de moarte. Îți <gânt> dai seama că cu ei și cu Ando, mă văd, zic, băi, te uram pe tine și pe Iliescu, dacă am urât pe cineva, pentru ce ai făcut tu când veneai la Timișoara și ce a făcut uh, domnul, așa, ce a făcut domnul cu noi. Și uh, eu nu știu să urc, bă, da, pe tine chiar te uram, mi-a zis Ando, e acum uh, Hai sa... noroc, hai noroc. Da, erau cei huiduiți și din când în când steau, dar nu atât de tare lăcătuș, că era rău. Da. Uh, în rest era o atmosferă, când uh, mamă, când m-a lăsat să bat odată la tobă, că și foarte ritmic, de eram mic, nu aveau ei încredere că... Mame, Ai dat în tobă, da? Am dat la un moment dat în tobă, dar puțin așa. Suferai când eram be? Adică înțelegeai? Mai știi că nu sufeream neapărat pentru că erau meciuri foarte spectaculoase și băteam tot. Imediat intram în, da. în nu stăteam doi ani. Stadionul plin, Imedi. adică chiar stadionul, așa, pentru că era o stadionul imensitate, cum superb. se vede. Păi, era, uh, avea pe vremuri 42.000 de, de locuri, era locul 2 după uh, 23 august. Da. Și după aia l-au pus în loc de băncuți au pus, Și erau vreo 38, 37, 38 de, de mii Acum se demolează, nu vor să Acum facă este, unul, vor să... Nu vor să facă, au fost știri Că s-a aprobat bugetul că se va face stadionul nou După care s-a făcut o rectificare de buget Și se pare că nu se mai face stadionul nu? mare În schimb, ăsta ține de Consiliul Județean iar primăria face un stadion mai mic undeva în Calea Buziașului ăla e aprobat, dar e mic, nu știu, cât 15.000 de locuri. Iar ăsta mare, se pare că o să mai stea. Spațiul pe care îl vedeți voi aici este un spațiu pe care nu l-are orice oraș. E un spațiu imens. Încolo, după cum vezi, sunt niște terenuri de de antrenament, multe. E un spațiu imens. O, niște posibilități Așa fantastice. Gândit. Așa a fost gândit. <coughs> așa a fost gândit din start. Există spațiu și pentru sală polivalente și proiect și tot. Ăsta ar fi Deci facem mall sau blocuri? ne apucăm. Sper că, sper, sper că, nu. Dar un oraș, spun... Un oraș de învergura da. Timișoarei nu are Timișoare. cum să nu ai. Pentru asta, hârtia, așa, pe hârtie, ar trebui. E păcat. E păcat că nu... Entitățile bă, care se ocupă de cluburile de acolo, care ar fi ele, totuși ar trebui să să gândească o, o finanțare, măcar de început, sau să adune oameni care să susțină, oameni potenți financiari să, să susțină aceste. Da, și ne dor și de meciurile astea, din cupele europene, știi, când mai lasă păi, Steaua Dinamo... Păi, nu știu dacă mai țineți minte, eu cu asta mă bat în piept, de la Celtic. Când am eliminat pe Celtic, Celtic Glasgow era atunci o echipă de temut în Europa. Cred că în 80 sau 82, nu mai știu exact. Mai apoi, o altă performanță pentru noi, în 90 am eliminat pe Atletico Madrid. Da. Am bătut 2-0 la Timișoara și am pierdut cu 1-0 la, cu... la Madrid. Cu hili-hiluri la președintele. Fantastic. Da. Și în următorul an am căzut cu Real cu Madrid. Real. Am făcut un 1, 1 la Timișoara, Cook a înscris atunci, arăta arătat, băban, ceva îngrozitor. Cine era antrenor? <gântu> Ce ți nu, c -c nu, nu, nu era... Un, 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 Dumitriu... Nu, nu mai țin minte acum. Îl am în față, dar da? nu mai țin minte numele. Nu era un antrenor foarte bun. Poate ne ajută cineva din, din colegii tăi. Nu Gigi Ionescu. Nu, era. Nu tă, cred că era un nu Dumitriu e... nu era un Dumitriu? Mă rog să nu mai. Nu mai da, era Real Madrid, era Real Madrid, indiferent era cine real, era. De... Ne-am luat cu 4-0 acolo, dar era Hero, Butraghenio, Hugo Sanchez. Mama, mama. Erau jucători uh, Micel, Micel, mici. Colegi ulterior, pentru că am fost în turneu țin minte cu Madrigalul la, la Madrid și mi-am mi cumpărat un afiș. Și era și Hagi, Cicuță, uh, Hagi un după fanion, da. și era și Hagi acolo, uh, în echipa respectivă. Dumitru Dumitriu, Țiți. Țiți -ți era, zic oamenii, Nu? No? Nu, O să uh, cu Atletico Madrid, sigur nu. Nu, dar, cu, real, cu, real. cu Real. Cu Real, posibil să fi venit după, dar cu Atletico, posibil. posibil dar cu Atletico a fost un alt antrenor, uh, un pic mai... Tu-ți tu mai îți atunci seama, copil, fiind de dimensiunea fenomenului ăsta? Nu. Era, era, ceva obișnuit, nu era să ceva te duci special. la meci da, și să umpli stadionul. Da, era ceva normal, nu și era pentru că special. mai Știi de ce te întreb? Că acum numai la derbiu, două, trei derbiuri le numărăm, haide mă că e derbiu, hai pe stadion. În rest... La echipele mari se duce lumea, se uită, dar atunci exact... Bine, nici nu, aveai, nici nu prea aveai ce să faci. Nu era seara de mol de film, de cinematograf, de restaurant. Da, noi nu ne dădeam seama, adică pe, pe toți vă... Acolo ne descărcam, de fapt. Ți-aduce aminte, Virgil, când Lupu, Dănuț Lupu sau Iorgulescu îi făcea semn băiatului, dă te un pic mai încolo ca să bat auto. Deci lasă că era prin știi poza aia faimoasă? Da. Lasă că era plină tribuna sau... <coughs> în anumite, la anumite meciuri Așa lăsa se... publicul să uh, stea, în... să stea uh, pe pista de atletism. În fund, da, așa, pe stătea, da da. da, da. Era fantastic și lume în picioare. Costică în Rădulescu era antrenorul. Costică Rădulescu, Costică -Rădulescu corect. Acostică despre ăsta da. Și așa. de deci ce ai prins și tu la Timișoara? Da, bineînțeles. Cu Dinamo, cu Steaua, cu Bine, acum aveți greșit și <coughs> la meciurile astea la UTA sau... Uta era treabă grea. Noi am băgat în B prima oară când au stat mult. Ce bucurie pe tipul <laughs> mai, mai Exact ca un copil, Noi am băgat, ca copil. La... Nu i-am băgat. Stai, Virgil, Dar băgat. acum, da, stai, da, de tot respectul pentru ce face Aradul și Uta, stadion, echipă, Liga 1, bă, se, se, mișcă bine. Da, vrei să-l vezi pe domnul Reding dansând, apropo de treaba asta, că ai zis cu Uta, e dansează, dansează. Uh, a, a fost un meci interesant. Da. uite pe domnul Rednic, Asta e după meciul cu Dinamo, nu? Da, da, da. Bine păi... Are și, da. Da. Are și... Tot în ultimele secunde, ultime... Am văzut și la dumnealui că la sfârșit, la declarații, nu uită faptul că acum 2 ani de zile cei de la Dinamo nu mai comentăm. A spus doar atât că eu i fi putut salva de la retrogradare. Sau... E greu de spus. Da. Normal că dacă are acum fluerul suflă, dai seama. <laughs> numără, ai văzut că numără punctele, 3 puncte am luat, 18 în total. <laughs> da, mi se pare foarte fain, uite, și totuși are o vârstă, deși nu, nu arată așa. Dar da, a fost opera pe mai acum, și, ma, o lună și, și, și să știi că Mai am prieteni și, și mai uh, tineri fotbaliști. Uh, uh, merg la fotbal, să joace fotbal o dată pe săptămână. Acum nu știu dacă chiar și, -a, și acum perioada de azi, da? mergeam cu ei la fotbal și mă uitam cât de înverșunați sunt, cât de pasionați. La un dat mergeam cu, cu Vio Moldovan, cu Balint, cu Bumbescu, cu Vlădoiu, mergeam și jucam cu ei. Îți Dai seama că mă gândeam, dai seama vreodată să, să, să da. joc cu ei. Măi, mi-a pasat odată Vio Moldovan și am ratat de lângă bara, b -b 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 colțul lung. Am dat-o bară și out. Măi, m-a certat. Să te că jucam în, în, în America. E nici n a păcălit fotbalul și no. din cauza deci, asta, și din punct de vedere și am apreciat sportiv și asta emoțional. pasiune. Și o să fac o paralelă uh, cu ce-am văzut în meciul uh, Steaua cu Rapid. FCSB că trebuie să... Lasă-mă, domnule, Steaua... <laughs> Ce... Trebuie să zic, nu pot să spun. Steaua FCSB. FCSB, da, tu, da, tu trebuie să-ți da, să, da trebuie trebuie să zic. Și... Uh, am văzut jucători ca ăsta, Octavian Popescu, care în afară de înjurături, greu de, de suportat și de ultimul golan, n-a făcut nimic. Să lua în gură cu arbitru, mă întreb ce făcea dacă era acea doamnă domnișoară arbitru. Se comporta la fel? Sunt convins că da. E vorba aici de mai mult decât fotbal. E vorba de o educație pe care nu o primesc fotbaliștii și dacă nu au de acasă, să știi că, dar, cred că știi, la cluburile mari, un fotbalist nu e lăsat să fie doar un fotbalist bun și un tâmp. Este forțat să învețe, fac, nu neapărat la școală, dar fac niște cursuri speciale ca să ajungă un om educat. Există coach care se ocupă live, de live coaching-ul uh, jucătorilor. Băi, vezi că o să începi să câștigi bani, vezi că o să ai presiunea, da, presi, ai o să ai, ai grijă ce faci cu banii. Nu ți prima mașină, primii bani câștigați alibec și ției mașină. Și a, asta se vede și în jocul lor. Se vede în momentul în care au uh, faze decisive, de finalizare, se vede că gândesc. Bun, nu, Virgil, iartă-mă o secundă, asta nu chestie și chestiune și de mentalitate de părinte? Ba da, bineînțeles că, că de acasă, uh... dar dacă de acasă nu are, că Neymar nu cred că au avut de acasă ceva. Și se vede în cum se aruncă, cum se tăvălește. Dar inteligența jocului, educația uh, ulterioară se vede, pentru că face performanță. Nu cred că există performanță fără o educație... Uh, Corect, da, dorul a venit, de ar veni A venit ea. Hănescu și a spus, domnule, peste banii pe care părinții plătesc la, la Academia mea de tenis, le am mai cerut o sumă infimă, modică, adunată, să putem să plătim un psiholog care venea de două ori pe lună. Deci odată acum a ne uitat la cea, Cine peste a două asta? săptămâni. Uh, Hănescu. Asta. Și părinții au zis că nu dau bani pentru că copiilor nu sunt nebuni. Deci n-a mai ajuns să vină omul. Și atunci el de supăr, nu de supăr, da, nervos, a zis, știți ce, mă lasă, mă, că dau banii bani de la sport mine. Sport, da. Și știi multe. ce au întrebat părinții? Ăsta ne ajută să bată cu 6-2, 6-2? Nu, asta zice, face antrenorul și copilul în sine, și aia. Îl face, face altceva. Și a zis, nu, copilul nostru, <coughs> adică pentru noi, pentru mentalitatea noastră, este că. De asta vreau să mă duc și spre părinți, și da, spre profesori, da. și spre. A zis, e foarte de greu. Valorile de bază. Îți dai seama că e foarte greu. Știu că e foarte greu, dar dacă stau să mă uit. Îți dau un exemplu. Eram cu. și îmi place să-l dau. De fiecare dată când am ocazia. Apropo că. Bă, nu încep că e foarte greu, ce îl înveți pe unul. Eram cu fica mea și era mică atunci, eram la Timișoara de Paște și eram la catedrală afară și a început să vină lumina, da? La 12 noaptea și a început să se umple inclusiv piața și a întrebat, uh, se vedea superb, și m-a întrebat, dar de ce dăm lumina așa și la toată lumea, și mai departe, mai departe. Zic, pentru că, uite, hai să-ți dau un exemplu. Tu ce ai, ce ai tu cel mai de valoare? Uite, tu ești un om bun, un copil foarte bun, cu un suflet foarte bun. Lumina este bunătatea ta. Ai dat-o mai departe la celălalt, celălalt o dă mai departe și tot așa. uite, te se piața. umple. Despre asta e vorba. E suficient să trezești un părinte, să trezești un profesor sau un copil. Uh, și deja, deja e, am un rezultat Pentru că mai departe ce să vezi Poate și duc. Uh, și cu cât, cu cât vorbim Mai des despre educație și despre importanța ei În orice domeniu Cu atât putem să vindecăm Pentru că noi trăim într-o Într-o perioadă în care am uitat total de, de valori, de reguli. Nu mai știm să nu mai respectăm reguli. Dar atât de mult a apucat societatea să schimbe, Vorbim de Dinamo acum 40 de ani, da? care, cum spui tu, intrau pe teren să-i bată ca dovadă că i-au bătut pe ea care dețineau Cupa Campionilor europeni. Da. Merge mai încoace și vorbim de poli care se duelau de la egal. Nu că se duela, e eliminat pe cei de la Atletico mai încoace, deci acum 30 și un pic de ani și se opuneau, cum zic fotbaliștii, parte în parte, umăr la umăr cu Real Madrid. Cât a apucat Virgil? Merge mai departe. Știu că e estimat pe Mutu și pe Chivu, de exemplu, cu Chivu, știu că ai și o... Legătură mai altfel, da? da? Deci, bun. Ei au prins 2008, au prins 2010. Da. Deci, nu vorbim de 1900 toamna când era cu al negru. Virgil au trecut maxim 15 ani de atunci. Da? Uite, echipă. Ce s-a schimbat da, atât aici. de mult? Contra, frate! Contra, codrea, cine mai e acolo? Raț Suta de. Adică, trebuie să ajungă la Real Madrid sau da, să-și facă da. vizita medicală. Bun. și Ce s-a schimbat atât de mult? Nico, Goian uite că ăsta și joacă. Bun. Încă, încă. Da. Cât, cât s-a schimbat? Mutul. Asta s-a schimbat. Un... Da, eu cu, mergeam, eu ei mergeam, e... eu cu ei mergeam mm. în, deplasări. Asta e echipa cu, uite, și bă, lobby. Asta e echipa cu care eu mergeam în deplasări. Tu ai prins și atmosfera, poți să ne zici două vorbe? Adică în afară de ceea ce se întâmpla pe teren... era de... distracție, dar erau oameni extrem de serioși. Când vine vorba de sportul, de fotbalul care le-a oferit atâta, mai întâi ei au oferit. Pentru că au fost oameni foarte serioși. Dar cred că tot din educația de acasă. Uite și tu ce Dar cu cine te împrietenit? Măi, eu eram prieten... Tai să-mi amintesc cum am plecat prima dată. Cu Mario? Eu știu, cu eu, cine? Nu, pe Mario l-am cunoscut atunci. Cred că cu Cristi, prin Cristi sau prin... Și cu Ionuțiu Lupescu eram, eram prieten. Nu mai știu exact cum am ajuns să, să merg cu ei. Prima, a, îți spun eu, Grădinescu și Vlad cu care a, și am o poveste prea bună. Te rog, da, să zic. te rog, te rog, te rog. Da, prin ei. Și Ai cu să -ți ține minte asta, zi povestea și Bine. ne întoarcem. Da. zic povestea sau? Da. da. Hai să nu o uităm. Bun eu fiind prieten de fapt cu Vlad de prin, de mult, prin, prin Madrigal, Voicu, prin Voicu Voicu era dirijor la, la corul preludiu, și na eu conservator și așa și știam de mic pe Vlad în sfârșit com ei comentau meciurile de la campionatele mondiale din perioada respectivă și în 2002 ei au plecat în Japonia, cu Emil nu mă știam așa cu Grădinescu și uh, eram într-o într perioadă între filmări și, și mă uitam la meciuri mă zic da Ăștia sunt acolo, eu de ce stau așa, singur, cuc și mă la meciuri? Uh, zic de ce nu mă duc eu la finală? Și îl sunt pe Cernat, era și el la TV atunci, da. îl sunt pe Cernat, zic, păi, cum, cum dau de ăștia, că nu, nu mergea GSM-ul uh, pe vremuri în, în, în țările celelalte, în Japonia, America nu mergea. Și ce, păi, am un număr de Japonia, sună pe Vlad. L-am sunat pe Vlad, zic ce faceți, mă, acolo, zic ce faci, cum e. Zic, Că uite, eu stau singur cu Păi de ce nu vii să... Hai la finală. Hai că vin. Păi cum fac? Că eu biletul meu de avion. Zice, fii atent. Dar e vi, e vorbesc eu la, la TVR, îți fac uh, rost de acreditare. Dar vii și comentești tu un pic cu noi, să ai o intervenție. Mă. Sigur, cu plăcere. La finală. Bine, hai. Mi-am luat bilet și am plecat. Am plecat la Yokohama, era finala. M-a da. așteptat. Uh, m am ieșit din metro. L-am întâlnit pe Grădinescu. Salut, salut. Ne-am prietenit. Și vine, erau foarte emoționați înainte de finală. Și erau, totuși, Brazilia, Germania, Brazilia cu Cafu, Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldo din originalul, deci, Can în poartă, în partea da, 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 ceva fabulos. 3-0 ăla. Uh, da, doi. 2. 2-0, 2-0 da. din sos. Și... Bă, uh, stadionul, era un stadion da. SF uh, la Yokohama, eu eram cu ei la uh, pupitrele aia de, de comentatori, cu monitoare ca lume, cum comparam cu ce se întâmplă la noi, și cu tehnologie, cu tot felul de scule, și ăștia doi cu foi multe, intră Anastasia la deschidere, era un uh, fugi, un, un, vulcan acolo, cu artificii, cu nu știu. și Emil când o vede pe Anastasia, era fan, nu știu Aruncă toate foile, bă, hai să o dăm frumos, live ca lumea, hai, lasă foi, lasă pregătiri, că știm. Știm ce avem de făcut. Și uh, începe meciul, eu mă toc, nu cu căștile, mă toc, n-am să-mi formulez un, discurs acolo, că nu stăteam eu să comentez tot meciul, doamne iartă-mă, dar intervenția. Zic, na, mă lasă, probabil, n-am zis nimic la început, și uh, că o să-mi dea, probabil, uh, microfonul la, pe la sfârșitul reprizei, prima reprize, să fac, trag o concluzie, să -mi... Fac, să termină, uh, luăm pauză, revenim după pauză. Ok. Asta este după pauză. Și deci mă și gândeam în pauză, știi? Eu mă uitam la meci, dar tot aveam gândul la văd că totuși se uita toată țara la meci. După pauză, revenim, nu știu ce, meciul, da, cu toate. Fraiere, deci la sfârșit de meci, normal, tragi concluzia întregului meci. Asta, nu știu ce, bun. Și la final, și a fost o lună de, de, transmisiuni, campionatul mondial, Japonia, Corea, nu știu ce, vă mulțumim, Emil Grădinescu, Vlad parcă la revedere. <laughs> și au rămas <laughs> Și bai ăștia să de yes, nu știu ce, când se întorc la mine Am uitat să-l băgăm pe ăsta <laughs> Cam așa a fost primul uh, da, Moment prima, prima, prima transmisiune direct da, De la uh, meci de fotbal În calitate se, de comentator, comentator Sportiv Dar am comentat cu Emil Din în un întreg meci uh, De baraj Poli Cu Gloria Buzău <laughs> El Buzoian <laughs> Eu Timișoara Altceva Dar nu întrebați Cine a câștigat <laughs> da, Bun, frumos. și după aia te apropii de de Cristi. Da, și, și de ei, de, de, de toți. Uh, era o echipă foarte sudată. Adică erau... Uh, că mă uit, știi, mă uit uh, și se vede din reacții uh, la cei de astăzi. Dar Ți tu nu mi-ai zis, zis unde s-a unde schimbat ceva. Ei vă a schimbat? bani. Uh, Virgile, <coughs> vă iau bani, vă iau faimă, vă iau joace în străinătate unde și schimbat? la echipa națională. Au venit nu? rezultatele, cum spuneam, unui sistem deloc sănătos. Consecințele, rezultatele impresari care îi forțau cu amenințări da? pe, pe jucători să semneze că altfel nu o să mai joace fotbal în viața lor. Ți se pare cunoscut? Da? <coughs> da. Uh, și s-au pierdut, probabil, multe talente uh, așa. Patroni care își pun antrenori uh, yes-men yes, uh, și să antreneze ei, că e foarte actuală treaba. Uh, Patron care, uh, dacă investesc într-o echipă ei nu... Educația lor nu îi lasă să înțeleagă că totuși există acolo un sistem care nu funcționează dacă tu intervii și peste ăla de umflă mingile, și peste ăla care face gazonul, și peste antrenor, și peste selecționer, să zicem, hai nu peste antrenor. Că nu antrenează, da? Bun, dar calitatea fotbalului nu contează, că uite, eu sunt răutăcioși și zic că patronul nu poate să te influențeze când un stop cu latul. Aici, iară vine de la de la con spuneam de la da, lucrele elementare de jos de la uh, atingerea mingii la da, preluarea și nu nu se face asta nu știu de ce nu se face asta dar se vede când mă uiți la un meci din de, de la liga noastră foarte rar ă uh, da te mie mai uiți frică, acum te mai uiți nică tot timpul trebuie cu seama că o să fiardă <gri> <te> mingea <gri> co <-o gri> scalpă da <gri> dar te mai uiți adică te uiți mă uit constant foarte așa m-m-m m-m-m m m la când mai joacă uh, rapidul, câteva, dacă, e, dacă, e un, un meci mai, mai derby, așa să zic, deși către, doamne iartă mă, mai derby. Asta e l trist. Prins. Asta nu trebuia să-l uh, da. Eram deja la București, l-am da. văzut, nu, am da. de ce să mă supăr. Eram, uh, eram, la, la București, Uite dar ce... a fost un meci uh, fenomen uh, prin reacția publicului. Uh, și prin scor. <laughs> Da. Ei, hey, în afară de 8 goluri n-au prea avut nimic ocazie, știi, cum zicea Nistor. Da, 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 corect. Da. Uite ce siglă e, vezi? Da. Dar nu mai deschidem. Bine, el. asta nu prea e a noastră, deși păi și seamănă cea, cu cea și veche. Nici <laughs> nu prea a lor. Ești... Despre asta vorbim. Și aia, uh... nu prea a lor, dar nu, nu ca Și asem... Roxana, mea, de ce te uiți la mea? Știi care e nivelul. Și apropo de uh, echipa națională, noi avem talente. Cum am spus și Cidal, vin talente. Doar că această lipsă de, de mentalitate și de coerență a sistemului îi face pe copiii ăștia să se piardă. Pentru că nu sunt conduși pe, o, pe un drum sănătos, de sportiv. Mă, nu le vezi pasiunea, nu vezi, îl vezi doar că se ia în gură cu arbitrii, îi vezi doar că uh, uh, imaginea lor contează. Te-au luat la băză atunci bucureștenii. steliștii? Oare ce steliști? Din Amoviști, că eu cu ei am. Te-au luat, da? Pești, ce cu cum cum? Tu vorbești mă cu Policlinica Timișoara. <laughs> da, dar uite să le spunem oamenilor că uh, celor mai tineri dintre cei care ne privesc, poate nu-și aduc aminte sau nici n-au prins, că fanii Timișorene au scandat în continuare și și-au susținut da. echipa, deși e unul, e opt. Da, da? 8. Adică, da, cu o atmosferă da, fantastică Ploaia adică aia, e... mai ții minte pe ploaia? Da, aia, da, da, da. Ceva, a fost ceva magic Așa, da. foarte, și foarte ei con... Bine, acum nu mi-am luat perie nouă, dar în general În partea de țară, fanii sunt un pic altfel Din naștere, e alt ritm. Că, că Și acolo, la radie, a... la fel, și la Bun, că sunt uh, animozități, că da, e normal, rivalitatea da. asta, că, așa că venim cu o cheie de 16, ultima dată au scos-o de la Timișoara, că mergem la Raci cu o cheie de 16, vă, desfin, vă dărâmăm toată tribuna. Adică sunt și niște chestii geniale. Albă, da, 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 da. dacă venim cu două chei de 16, <laughs> știi că da. erau din astea pe benere, voi cu tare, noi cu tare. Ce da. a zis, venim cu, era un banner cred chiar. Dacă venim cu o cheie de 16, vă scoate toată tribuna. Știi? Adică da, și da, unele da. chestiuni da, da. specifice specifice. Da. să dai să că eu am prins meciurile cu Nedel, cu Dan Păltinișan, Moise, Nucă, Leman, uh, să uit cum ăștia Manea, noi. Angel, Pff, jucători, și după Jokic, mai Mimo Jokic. Jokic. Da, da, ce talent da, da, da. la era da. Și după, și după, după aia Timișoara a, a avut echipă cu... chiar și aici, la 1-8 ăsta, da, da, exceptând, da, da, știi, da, da. Exact anistori, exceptând 8 ăsta, nu poți să spui că a fost până păi, mai... ne-am la... ne bătut la campionat la un meci, la Grădinscu, un curte am văzut meciul ăla. Și aftiori în poartă. Oțelul, cu... Cu... Da, bun. Adică... El încearcă să facă lucruri acolo, sper să se... El și cu roti parcă nu mai tradă, așa băgat, mai da. da, mai da, Doamne, sau Doamne, zi și tu, roti, ce jucător era. Și peste ce și probleme a trecut. o și vreme și nu puteam să-mi imaginez Timișoara fără Liță Dumitru l-am văzut jucând mai era... Și ce am făcut cu el? A ajuns șofer prin Germania, prin și așa Doamne mai departe. ce jucător a fost. Da? Hagi zicea că e idolul meu, vorba aia. Adică S -s -s. Alul, alul și da, a venit și tot Hagi așa. Zice, știi că pe mine mă întristează să văd că și în online și e luat Hagi inclusiv de mulți din presă. Da, să fac meme-urile da, sau cum se cheamă, tăieturile. Câtă bucurie a adus Țării, acest mare jucător, cât de mare a fost, cât de respectat este în lume și noi ne obișnuim, ne tragem de brăcinar cu Hagi. Eu cred că apropo, -ar să facem apropo asta de Hagi, cred că în momentul ăsta știu, iarăși pare Hagi de necaz așa, dar cred că e cel mai longeviv din fotbalul ca antrenor, știi? Sună foarte cinic. Băi, a un... construit ceva. Ei, eh, Simeone, Simeone a semnat ieri sau alaltă ieri sau urmează să semneze prelungirea contractului cu Atletico Madrid. Da. Și o să zic și de ce Îi prezentă întrebarea asta. El este undeva 23 decembrie 2011, primul meci. Virgil, el a semnat până de în e... 2027. Deci are undeva 15 Dacă rămâne și se ține, atenție, 15 ani și jumătate. Și cu niște trofee, adică să te bați cu Barcelona, cu Real Madrid și să evadezi să de și acolo. Da. Și să ajungi să. Bun. Vorbim de 15 ani de zile legați. Unde ai văzut asta în România? Despre nu asta 15, e vorba, ne să afară? Despre asta e vorba. Tu știi dacă antre... te întreb, nu știu nicio habar n-am. Pe repede, înainte, un antrenor longeviv din România? În afară de Hagi, nu-mi vine acum. Lasă-mă cu un an jumate, doi. Da, nu, nu, nu. nu. <laughs> Știți, bă, că, stai, că a să-i să Dar și este... Atunci, e, da, da, societatea așa nu repede, repede, noi repede. N-ai timp de construcție, n-ai tihnă. Băi, Răbdarea o... a murit. E un cuvânt Ii. care a murit de mult. Pe el a chemat sora lui, sau da, sora lui face asta și a zis, domnule, stă câte jumătate de oră, chiar era o bășcălie, că n are ce să stea mai mult. Probabil că îi mărește așa, să -și sunt niște da, clauze. Însă... Hai mă, dă aici. Detaliu de ta, pe că tot ne... ăla de cu patru ani, mă, sau ceva. Știi? Ajungem la 15 ani, ori. noi ne, ne, minunăm că Hagi, mama, are 3-4 ani acolo și în rest nu-ți mai aduce aminte. Pentru da. adică că e o sarabandă așa de antrenor la noi. A plecat de la Botoșan, se duce la Craiova, de la Craiova a fost dat afară să duce în divizia Gis, B. Hagi a construit primul și cred că singurul 35 proiect 35 de milioane sănătos. de euro pe an, băiatul. Și mai renunță Bă. la ei. 35 de milioane. Deci băiatul în 3 ani Mulți de zile a luat... Să zic. Mulți... <laughs> e și greu. Nu mai ne ziceți, dar vrei să fii miliardar. Nu ne mai ziceți sumele astea că poate nu mai prindem... Uh performanțe, cu meci, cu jocul ăla lui de 1-0 de așa mai departe. Ori la noi cuvântul răbdare nu mai există. Mie că ăsta de la stau să fie, care nu-mi place deloc, l-am văzut zicând la voi în România, pei du-te domnule în altă parte, du-te în, du în Grecia, du-te de unde ești și antrenează acolo dacă la noi în România se întâmplă. Ok, se întâmplă, dar nu spune, că știu, dar nu spune tu. cred că ăsta o să fie cel mai longeviv. Da, ți-ai <coughs> să de rigoare. Care e cel mai tare jucător pe care l-ai văzut? Uh, păi, având de în De noi și de afară? Sau... Ai... L-am văzut și pe Messi, jucând uh, la Barcelona cu nu mai știu cine. L am fost și la Barcelona-Real Madrid la meciul uh, în care au aruncat cu cap de porc. Ai Săcând fost acolo Figo, cu Figo? Fost la... a, da, da, am fost la ai meciul. Fost acolo, la... Da, 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 am fost la meciul respectiv deci la finala asta când de campionat cu... mondial, um, Messi sau Cristiano? Am fost la un Chelsea cu Liverpool, pe când Drogba a dat gol atunci. Da. Messi sau Sau Ronaldo? Băi, sunt diferiți. Eu cred că nu e unul mai bun sau celălalt. Cum e și ăsta micul Haaland? Uh, cred sunt jucători diferiți cu, cu valori diferite. Uh, Messi este imens pentru că și construiește și are și execuții și un, vorbim și de pase și de tot. Este complex. Ăsta e un mare sportiv uh, Ronaldo uh, iară, cu muncitor, nu? Ai, muncitor, serios, e, e, implicat, sunt la o parte frezele de... Da, dar au ajuns să joace, o să joace, până la 40 de ani ăștia ei doi, pentru că n-au păcălit. Ok, unul în Arabia, unul în Statele A, le... Unite. Da, mă, dar la 40 de ani, El nu he... te duci să le iei banii 40 și... de goluri marcate anul ăsta, Cristian. Nu, ți deci, Cristian, uh... are... și la echipa nu mai vorbim, ca aici... Greu de, 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 de spus care e mai bun. Pentru că așa putem să spunem, cum, cum zic ei, că Dobrin, că Hagi, da, nu, că sunt Balaji. diferiți. Ba, sunt diferiți și trebuie să-i respectăm uh, pe toți, să-i să să ținem pe niște. Uh, pe, pe fiecare pe câte un piedestal și să îi luăm ca modele și să le arătăm copilor uh, ce a însemnat de fapt performanță. Și, încă noi vorbim de că am ajuns aproape într-o semifinală de campionat mondial. Uh, dar, chiar și așa, suntem o țară mică și trebuie să ne asumăm asta, să nu visăm la, uh, la altceva. Ne mai vorbind că astăzi nu avem niciun motiv să sperăm la mai mult de a ajunge la un euro în care vom vedea ce vom putea face. Stai un pic în momentul ăsta când discutăm noi acum astăzi, suntem pe primul loc, cum zic eu, cu zero la rubricuța de înfrângeri. E adevărat. Azi, în momentul ăsta. E adevărat. Doamne aștept să rămână așa sau să ne iasă bine. Și pe termen lung, adică simți că se construiește Pai, nu zice acela la pierde cu bertă importante să participi? Da, Acum tu da, da despre asta e vorba. Zine despre Chivu, poți să dai din casă, îl vezi întors vreodată în țară? Um, tu ai mai vorbit cu el așa... Da, răruț, nu vorbim foarte da. des, dar um, știi cum e... Omul la își face treaba bine a acolo, asta e clar. El, la el s-a simțit foarte tare educația de acasă, foarte tare, a fost foarte serios, foarte muncitor. L-a ajutat padre, conjunctură și a ajuns să facă performanță la un club mare a câștigat uh, Champions League E champion S-a un pic de România. Adică uh, nu simți... Nu știu, asta trebuie să o spună el. Nu, dar nu suntem de România, noi, e da, suficient că suntem da. noi, de, dar nu de România. Da, de ceea ce pentru de, cei ce, de se de se ce, ce aici, exact. Uh, eu cred că așa cum îl simt, nu pot să spun da, ce nu... e în mintea lui. Așa cum îl simt, are răbdare, se pregătește, a avut smerenia să înceapă cu copiii. Nu arde etape, asta norm, e clar, da. Nu vrea să arde etape să stară. Și, uh, în perioada respectivă am văzut că el și -a zis este extrem de dificil. Foarte greu. Dacă e greu cu copiii, și e greu cu copiii să faci orice, mai ales performanță, să investi ce înseamnă performanță, pentru că ei se joacă, ei vor să se joace. Dar să-i să motivezi și să le spui, băi, puteți fi ca ăla dacă <coughs> nu arzi, cum ziceai tu, da, etape, Pentru că, uh, un e, moment de asta, azi, azi, azi e un exemplu. Ca unul, ca, nu știu, ca el, să, să înceapă de la copii și să aibă răbdare Eu cred că el o să, o să antreneze La un moment dat o echipă Păi da, asta mă gândeam, știi, într-un moment din ăsta De supărare da, acolo de la răbdare, internet, se, da, un... se formează, învață, învață din greșeli Învață din lucruri bune care îi se întâmplă Bun, dar noi am ajuns să numărăm Nici pe degetele de la o mână, numărăm pe trei degetele Așa, Chivu, mai dă un exemplu De ce? Hagi, bun De, Hagi, de bun. antrenor? De să zi... Da, de Posibil bun. Antrenor. Hagi, să zicem <coughs> Și mai departe? știi, ca să poți să spui că ai mulți. Unde? Păi nu vezi că avem mulți străini aduși. Oare de ce? Păi n-ai văzut imaginea aia cu primăria Brăila, în care erau cinci jucători nigerieni în zid? Și scria Consiliul Județean Brăila și erau cinci jucători nigerieni trecând pe cum mai încă unul mai plăpând în poartă, trecând peste hazul creat de poză și de genialitatea celui care a făcut poza, noi ca să ajungem aici a sus, să ajungem la un campionat mondial, acum am ajuns ca bătrânia filozof, știi? Dacă ca să ajungem la un campionat mondial sau european, trebuie să vină ceva exact cum zici tu, de jos. Și noi încă am rămas cu... Uh, suntem obedienți jucătorilor străini. Dacă sunt din străinătate, înseamnă că sunt foarte buni, P automat. Pe, Naționala României, la, ultimă, la penultima convocare, a avut 12 jucători născuți în afară. Naționala Mare. Că e unul din Italia, că e unul cu mamă din Spania, da. că sunt doi din... Ei, 12. Deci, încă o dată, ce ne spune treaba asta? Că au primit... Ăia nu mai crescut cu mentalitatea de aici. Sau, ok, au crescut din familii de români sau mixte, dar într-o țară în care mentalitatea e altfel, că Italia da. și Spania e cu totul altceva. Uite, uh, și mai e o chestie. Mie mi-a povestit uh, Sandu Dedu, handbalistul, da. Da? care a fost președintele federației, da. un om care a câștigat de trei ori Champions League cu Barcelona. Barcelona. Da? ok. Și mi-a povestit ce se întâmplă în Spania. Uh, deci, acolo a existat un proiect care acum, cred că am plinit vreo 45 de ani acest proiect. Pe sport, luat de la zero, pe toate, pe toate sporturile. Pă hai să ne uităm la fotbal, nu ne uităm la fotbal, nu, la toate hai să ne uităm la tenis. hai să ne uităm la basket, hai să ne uităm la handbal, hai să ne uităm la Hai la... să la polo, ce vreți. discipline pe care nu le ce, știm, ce, la hockey ce vreți pe vreți patine voi? cu rotile. Cred că și la cricket sunt buni. Campion mondial la fotbal feminin. Atenție! Da, da corect, da, corect. Sunt multe discipline pe care noi nu le cunoaștem. Perfect, dar nu te doare când tu știi că jucătorii lor au învățat hambalul după schemele făcute de jucătorii români? Pentru că Ceavi Pascual, antrenorul de la Dinamo, pe care îl cunoști, care a fost 9 ani da. de zile antrenorul Barcelonei, mi-a spus, Catalino, noi nu aveam YouTube și astea. Și ce părere aveți? Și s-a uitat acela nici cum întrebă ce părere avem de jucătorii români. Păi eu am învățat după Berbece, după Stângă, după Dai Zacaria. Seama. Și eu m-am uitat așa și am zis, păi cum că n-aveați cum? A zis după desen. Catalino, erau desenate în cărți, aruncarea. Cum trebuie. Nu aveau YouTube să-mi ia, dă-mă, înainte, dă înainte. -am, am învățat. În era, da? da? Și toți au învățat. Bun, și peste ani se răsucește sistemul și venim și spunem: "A, mă, păi noi nu mai avem nimic." Dar ei au învățat de la noi. Acum 40 de ani ei învățau de la noi. Dar și sportul este o o oglindă a celor întâmplate în cei 30 și ceva. Cu domnul din an. imagine ce facem cu domnul Porta doglu, cum zicem noi cu Domnul una. Deci a lăsat-o un an. Acum nu, nu știm noi ce s-a petrecut acolo. S-au dus cei de la Gazeta Sporturilor, au bătut la ușă, au văzut că acolo nu mai există nimic și că nu se știe cine au făcut pastilele. -lea. Numai că Dumnealui, acum na, noi fiind români, trebuie să ne vărsăm of o fugă da. pe un an și ceva. N-a zis că Dumnealui a dat. A lăsat-o pe Simona să o tăvălească. Nu, întâi să o țină ea un an și ceva să nu dea niciun răspuns. După aia să o judece. Mă iertați un pic, cred că eu i-am dat. Dar mai mi-aduc aminte. Și a venit acum 2, 3, 4 zile când a venit și a spus, bă, n-am știut că ele erau contaminate, dar eu i-am dat. Sau eu, la sfatul meu și așa mai departe. Este... Adică e cu sută, nu? Gândește-te pentru... Și... Uh, știi, fac paralela cu ce s-a întâmplat uh, uh, gimnastei cu medalile. Răducan, Reducan. Um, dar măcar acolo, iartă, m-a fost caz concret, că domnul Ioachim Oană, medicul, știu. așa, i-a zis, băi, am dat un nurofen, că mi-a zis că n-a știut că nurofenul are niște substanțe. Sunt foarte multe discuții. Pe de altă parte, Ea um, a câștigat turnee uh, la un moment dat, dar toată lumea zicea, băi, nu o să ajungă numărul 1. A ajuns numărul 1, nu o să ia niciun Grand Slam. Simt. A luat, a luat. Două, și toți suntem nemulțumiți când pierde Halep, toți suntem... În loc să să ne bucurăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi nu avem niciun merit pentru performanța ei, noi ca societate, niciun merit, în schimb toți postăm, uite, bravo Halep și ne asociem La Popovici că... același caz. La Popovici bravo, același. Românul, acela... da, 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 da. Uh, și nu cred că e drept. Uh, Asta și e la dacă gândi, Virgil. De fiecare dată sunt român când câștigă, când nu... Dacă s-ar pune pentru o fracțiune de secunde, toată lumea crede că Halep, Messi, Pecau sau cine vrei tu, au ajuns la performanță și au ajuns da, să că aibă bani. Așa. Că ei totdeauna au fost așa. Ei nu se gândesc și cum le spun și copiilor, nu vă gândiți la succes ca țintă, gândiți-vă la primul pas pe care l-aveți de făcut în a fi mai bun decât ieri. Ei nu se gândesc cât efort și cât sacrificiu fac acești oameni în fiecare zi. Simona e căzută de pe un piedestal acum? Nu. În momentul ăsta, nu, pentru -are mentalul, de ce. Nu are pentru de ce. mentalul Eu cred că ea de la noi. trebuie să se simtă pe acel piedestal cu acel numărul 1 înflorit în brațe. Pentru că... Da, una asta, dacă l-am florit. Da, acolo este Halep și acolo trebuie să rămână. Dar n-am cum să nu te întreb. Ok, paralela poate e un pic forțată. De exemplu, tu ce ai spus fiicei tale legat de problemele astea cu drogurile, cu toate problemele astea care sunt? ce e explicat? Ca părinte, apropo de ceea ce vorbești tu de. Poate nu, m-am dus departe, adică nu are legătură cu sportul, dar poate să-și aibă la un moment dat. Cred că. Adică, cum e explicat? Cred că e mai mult decât această situație punctuală doar să discut, băi, vezi că nu-ți bune drogurile. Cred că e vorba de o relație pe care ți-o crezi cu propriul copil. Și exemplele pe care le vede acasă, în jurul tău, la prieteni, și cred că tă, asta e baza. Perfect. Pentru că ce îi fac? văd ce că avem o viață bună. Avem... muncă, unul dintre părinți pe la acolo la muncă, e o problemă. Dezechilibrul în familie, acolo duce la izolare. Și mai e o chestie. Sunt oameni cu cu o condiție foarte bună financiară, da. eu știu, familii, dar care nu s-au ocupat de copil. Nu l-a ascultat când a avut nevoie. Avem un exemplu tragic acum două luni, la 2 mai. Adică Doamne Da, uh, Dar vreau să zic exact ce spuneai tu. Atâta vreme cât nu te ocupi de copilul tău când are el nevoie, nu uh, când vrei tu să uh, te joci cu el și să-l arăți altora că știe să spună poezii, <laughs> când are el nevoie, când poate e trist, când poate vrea să-ți arate că telefonul copilului a fost o campanie și da, există da. telefonul copilului, mi-au spus fetele de acolo că a sunat un copil și l-au întrebat: Ce ai pățit? Ai fost abuzat? Ai fost... Nu, vreau doar eu am scris o compunere și vreau să vă citesc, să, să mă ascultați, pentru că părinții mei n-au timp. Deci Aoleo. despre asta e vorba. Aoleo. Păi au o leo, da, exact. Despre asta e vorba. De asta ajung copii izolați, în cine știe ce anturaj în care sunt duși pe o, pe o cale greșită și după aceea se minunează părinții. Vai, dar cum de a pățit copilul meu așa? Uite-te la tine, ce ai făcut tu? Da, corect. Hai să revenim și la da, lucrurile frumoase. Da, da dar corect. sunt niște lecții pe care trebuie să România în acest moment, Naționala României, zero înfrângeri pe prima poziție. Da, știu, Elveția mai are de jucat, sunt meciurile astea cu uh, Israel. Israelul, unde ori juca și așa <coughs> mai departe. Vă că rămâne registrat. Da. Ajungem la campionatul european? Da, ajungem. 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 De De acolo... Și mă bucur că ajungem, dar nu e suficient. Adică nu e un proiect pe termen lung, că ajungem la un campionat Nu Europa. sunt avocatul lui Edi Iordănescu, dar te întreb doar așa, la mod, dar te rog cel mai sincer, da. ești antrenorul echipei naționale. Din cine o faci? Din cine o faci? Nu sunt... Uh... -așa? Nu, nu, o Selecția... zi vor, vorbata vine cu așa... Selecția cu de obicei o zi... știu că se face cu jucători în formă în campionatele Bun. lor. perfect, ai zis perfect așa. Da. Hai să luăm jucătorii ăștia în formă sau hai să adunăm 15 ne trebuie. Nici nu știu pe toți la număr, nu. Nu mă Vrei să, vrei să fim răutăcioși? Cred că nici cei de la federație când trimit alea de convocare nu prea știu unde joacă unii dintre ei. Liga da. 2 a Spania, știi? Așa că e pe nume la Recreativo de Huelva da, noi hai să întrebăm serios. Bă, dar unde sunt numele jucătorilor de la Păi cum ai zis de, de poza Chită, frat, da. mai punem poza o dată și, te și uiți așa și după aia o scoatem și, și, național, și, ia zi pe erau, și dacă nu i cunoșteai, erau frații tăi, erau ăia cu care știai că Ia împreună. E vreunul de și nu tu. știi? Și asta, asta este, cred este... că printre ultimele echipe un... mari, ultima echipă mare, ăsta cred În e? Un 2008, Pui, nu? Asta. Ne băteam cu 2008. Franța, ne băteam păi, cu Păi ăsta e meci și Franța. Și... Auzi? Am știi fost cum la ambele meciuri, dacă mutulică, papi, mutulică în ora ta, mai stăteam am fost de vorbă așa cu da, da. Da, am fost la toate meciurile naționale de atunci de stăteam la eu. Stăteam de vorbă acum. Da? Italia, Olanda, Franța. Franța. Te-am pupat, cum se da, zice, da, te-pup. Da, <laughs> da, da, da. Da? Și acum și începem meciul ăsta, uite au și Meciul cu Andorra va fi unul Testul de dificil pentru că nu mai sunt echipe mici Când a început da, așa discursul da, 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 Când a început, ăia da. n-au da. intrat pe teren da. Da. da, dar tu dacă cu gândul ăsta Poveste... Asta le insufli jucătorilor Povesteau jucătorii trate... ăștia bari, Vorba ta nu dă nume și a zis Băi, oprișene, dimineața m-am dus la bancă la ăia Să scot niște bani Și mi-a dat niște bani fizic, nu pe carpe Bă, seara când m-am uitat la el Știam de undeva, frate Ăla era adversarul lui la echipă Ăla era adversarul lui și dimineața omul lui era banchier. Da. Omul ăla era bancher dimineață și seara ce bă, mă, ține unul pe piept și când m-am întors așa cu spatele, bă, îl știu pe ăsta de undeva, de unde mă să-l știu, zice vai, că vai, vai. Andorez în cu tare și -a... Bă, ăsta e la de la bancă de dimineață. Doamne. Deci, ăla dimineață se dusese la. A zis că avea din alea, ca cum era Bobby Dallas. Da, 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 da <laughs> cotiere, da, da. da, <laughs> cotiere, da, da, da. <laughs> dai seama, dar vreau să zic. Și a zis, bă, știu de unde fac. Unde mă să știi știu -asta, că n-am mai jucat niciodată cu ei. Omul ăla de dimineață era acum veni și spune că nu mai este echipe mici, să avem grijă. Da. Ce facem? Bine, suntem acolo, Bine, vorba Dar început asta cu bucătarii care au jucat da. cei de la Dinamo. Da. <laughs> pescarii de la... Sau pescari Dar ar fi pe la Grecia Vicur. Iertați-mă că am vorbit urât. Da. Da. 96. Bun, a început Caterinca după aia cu Norcia când se mergea la turneele de acolo și ne mai trebuia o echipă și luam pe bucătarii și pe ospătarii de acolo. Haide-mă la turneu. Dar per total aveam fotbal atunci. Da, da. Pentru încă. că, uite, ai mai obținut niște... Hai să nu uităm de CFR Cluj oh, da. Hai să nu uităm de unirea urziceni. Urziceni, okay, un hibrid, da. ciudățel, o echipă creată. și cum a dispărut. Dar... Bun. da, da, da. da. Dar Clujul n-a fost. Galațiu a avut o... <laughs> da, da, da. Galațiu n-a scos niciun... N-a avut nicio victorie, dar no, ți-a da. venit Manchester United. Da. Uh, steaua, Slash, FCSB, steaua, ai mai prins o Chelsea, Borel, ai, mai prins... Chiric, cu... ai, mai prins... un Ajax. Da, da, Și da. acum da. ți-au dat băieții ăștia 5 de plasare, 5 returi. 5 pe o parte, 5 pe alta se poate să-i 10 0 în drume. Dar am ajuns ca bunicuții din cinci Da, da, mai țin minte, măi, Virgile, era Gicu Dobrin. da. Dar ăștia nu sunt Gicu Dobrin, sunt cu 10 ani. Da. Băieții din imagine. Da, da, da. Știi? Și cum zicem noi, tot așa răutăcios, dacă îi dezbrași pe mulți dintre ei și îi bași la trei antrenamente, fac față la o meci de divizia de Superliga. Băi, am mai jucat cu Belo, cu Gică Popescu. Și vorba aia, am stat în în... Măi, ți-e rușine un picuț? Băi, pe bune! Eu n-am ce căuta acolo. Tu cum arată cum se respectă încă și... Belu are două kilograme luate de la finala de la Sevilla din 86. Este cel mai mare ciorbar din istoria României. Cum se iei două kilograme în 40 de ani? să dai seama. Cum se iei două... Mine, mie mi-e și foarte greu de explicat. cum se iei două... Eu iau două kilograme pe zi. Da, nu, sunt extraordinari. Asta înseamnă pasiune, da, dar exact cum spunea și la început. O... Ei suferă foarte mult în toate domeniile. Nu mai știu exact cine a spus săptămânile trecute când a sunat ultima dată pe Beluș pe Bitang. Nu. Să, le cereți un sfat. Când i a sunat? Exact. Mă, când i a sunat? Hai noroc, hai noroc. Bă, și așa doar să-i bagi în seamă. Ce mai face? Ce mai... Când i a sunat ultima dată pe Beluș pe Bitang? Mm. Dacă nu se duceau colegii din presă la, la, la uh, Băsescu acum 15 ani să băi, făi mă, pășta, consilier sau ceva, ei nu mai erau antrenori, nu mai aveau unde tu să, -ai să ai antreneze. Nu zice? mai aveau! Erau, nu șomeri, că își găseau când voiau, dar erau trași pe linie moarte. <coughs> și Dacă... noi eram peste China, cât i China, cât Rusia, câtă-i America și noi atâta și Te făceam, făceam legea. Acum s -a, mai suscit, s a mai întors un pic lucrurile și grație, doamnei Lipă, a fost săptămâna trecută aici, iarăși nu ne-a luat perie nouă, dar avem 50 ceva de oameni calificați acolo, da, la, e, e, dintre e, e. care 44 s-ai dumnei. Și eu n-am știut, jur că n-am știut și zic, mai se pot califica? Tot și de dumneai... pasiunea unor oameni care... Adună, da, dar, Virgilio, degeaba vreau dacă tu că nu ce poți... Ce buget au? Nimic, păi, păi au terminat banii. Păi au terminat banii. Sportul românesc a terminat pe... Păi. Da. Dar știi, am întrebat-o pe dumneavoastră. Sportul fără... și educația. Ce bani au? Și sănătatea, sportul, sănătatea și educația, cele mai importante pentru un popor, pentru o societate, pentru niște. Hai să jucăm, vrei să fii familiar, dar fii, în ține mâna așa pe asta, știi, și eu te întreb așa, care este singura țară din lume? că nu aveam butoane acolo. Ținem, așa ca la Robingo, știi, singura țară. chiar așa de bătrân. Singura țară din lume, stimate domnule Virgilianțu singura țară din lume care a oprit sportul, a închis ministerul în an preolimpic. Gândește-te bine. Sper că nu e România. Nu mă, care lași până la anul și o închiz în, l închiz în august, la anul. Băi, n-am mai avut bani, n-am mai avut nimic. Adică, doamna, este la... Ok, știu ce a zis dumneavoastră Bă, Cătăline, eu în decursul vieții am fost și președinte la minister și la ANS și la o, o, o chestie mică într-un birou. Nu discută... De... Nu ai Ministerul Sportului. Este an preolimpic, ai 50 ceva de jucători cali... de sportivi calificați acolo. Și mai există posibilitatea. Deci poți să o duci în 60-70. 44 scanotori. <laughs> și eu întrebat pe doamna lipa mai putem să ne calificăm? Și ea mi-a zis, la ce că i-am calificat pe toți? Aoleu, mă iertați. Eu chiar am întrebat serios, da, nu știam. Da, da, da. Nu știam că nu da, se mai poate. ignorant că te-am da. observat. <laughs> și zic, doamna lipa vă rog să... Și a zis, la ce că i calificat pe toți? Ah, da să Da, Da? De deci se poate. Mai e camelia potec pe, sportiv, pa camelia alt, apotec, pe partea altă pe... da. Să fie sănătoasă ca născut. Pe partea pe not. Dar câți din ăștia avem? Și de ce să fim heirupiști așa Bine, ai văzut și ce am făcut cu David Popovici Când n am mai luat medalia A, ah, mă, că m-am da, zis da, că da. nu, e mă. Un accident, nu da. e, mă Nu e, mă Nu e Da, repricepem și la Și la, la not la... Și la tot În afară de fotbal te mai uiți la ceva? Mai suferi după ceva? la tenis de camp. Îmi place foarte mult. Am început să iau niște lecții, dar de mult. La mine trebuie să-mi trebuie să scot reflexul de tenis de masă, și asta e foarte greu. Aoleu, da. uh, up, up. Și Dar îmi place foarte mult, îl înțeleg foarte bine. Am fost și la o finală de la US Open, când a câștigat Bianca Andreescu da. cu, cu uh, Sirina. Da. Am fost la meciul. Ai ala. fost acolo? Da, da, da. N-ai ratat evenimentele astea? Mari. Nu, 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 am, am văzut ceva. Îmi place, îmi place atmosfera. Îmi plac stadioanele, îmi plac... A fost Bianca acum câteva zile pe aici. Am fost și la un meci de hockey la Madison Square Garden, am fost și în NBA la un meci de... Și-am prins un coș din ultima secundă și-au câștigat. Am prins un meci de New York Knicks cu Washington. Așa ceva. S-a pornit din nou acum, dar oamenii spun că nu mai e, că e nou Defense League, că se lasă să arunce de la 3, să termină 125 la 124, că nu mai e cu apărări, că nu știu ce. Dar tot îi iubim pe copii ăla. Curry și Lebronaș... Da, e, e spectaculos uh, ce se întâmplă acolo. Uh, pe stadion da. te mai duci? Când ai fost ultima de pe stadion? La de mod. <laughs> 26 iulie, într-o miercuri. Da, și a fost uh, bine că nu m-am dus la, la meci de fotbal. <laughs> Bună, uh, stătire, și ai fost, fost. Pentru că a fost într-adevăr o seară magică. Un... Te-a plouat de te-a uscat? Ai și gor? Nu, m -a, nu m-a plouat. Păi nu, la Depeșmod. Aia n-ai fost aici, în România? Ba da, dar i-am stat sub acoperiș. A, ah, iartă-ne pe noi. Păi stai mă puțin. Ai n-ai stat acolo în față să te plouă Am vrut, dar nu, să... nu, nu m-au lăsat. Nu, că ținut la loja acolo. A... da, a, Foarte Ai dansat fost... așa pe scaun acolo sau... Nu, pe scaun asta aș vrea Ai să stat în Da. Dar ăsta e bun de titlu. Șoc, șoc, șoc. Când a fost Virgil Ianțu ultima dată la un meci? La de... Nu, pe, la stadion. pe stadion. Două puncte l-a văzut atacând pe Dave Gehan. Da. În poartă era Martin Gor și cu a doi băie. Christian Eigner și cu da. Peter Godino. <laughs> bun, uh, fotbal, tenis, altceva? la um, care să te uiți. Sau să mă... Mă uit, merg la CSM la meciuri? Da. Da. A, ah, te -am Am mai văzut, corect. Um, corect. ce să mai zic, uh, alte sporturi. Dar din fotbalul ăsta mare sufer pentru vreo echipă, dacă știi, dacă e să joace Adică să roze undie, să nu, prea. Nu. Adică o Barcelona, un City, un nu știu, un Real. Nu uh, nu-i mai suport pe cei de la Real de când cu, Zic cu portughezul de la Călcape, uh, cu, cu Pepe? Pepe de când era în echipă, agresivitatea lui nici... Pe pe care joacă și acum, are 40 de primăveri și știu, încă joacă. De când l-a călcat pe mână pe, mesii, da. Messi, atitudinea lui zi ăsta de a plecat părul lung. Sergio Ramos? Ser tot așa, din cauza agresivității și bă, iar Marcelo nu-mi plăcea. Deci, care -au... a luat alaltă cu Fluminense Cupa Libertadores, am a da, pe Boca. Da, cu dar York, am văzut că plângea pe bancă. Și i-a lovit pe ăștia de la el ca ah, a... că... Nu s-am zis la ce meci. Am fost anul trecut. Ia. meci pe stadionul Bombonera Boca. Nu de... Cred. Ba da. Ba, ai da. fost la un Boca cu River? Nu cu River. Am fost la un Boca și dacă era River și la aceeași Aceia... atmosferă. Cum ai ajuns acolo? Pe am fost. Pur și simplu, întâmplător am ajuns la meci pentru că am întrebat Pai un nu, cum ai ajuns întâmplător în Argentina? Păi nu, m-am dus într-o vacanță A, cu, cu doi prieteni. Am A, înțeles. Scurt, așa, o săptămână ne-am dus. Și l-am întrebat, zic, nu-i vreun meci ceva? Păi cum, că e boca, că e nu știu... Nu mai găsiți bilete, nu mai găsiți. S-au întrebat la restaurant, la bar, la hotel. La hotel erau domniți. hai că încerc să vă ajut. Vezi, și nu au făcut rost de trei bilete Bune? aproape de, de gazon. Cu care cântă și dansează. Dar ră, 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 ră. de grătare pe, pe străzi, înainte de meci. Ne-au zis două ore să fim. Oamenii aia suferă. Și ne ducem o... cu două ore până prea era nimeni. Zic, băi, jucau cu penultima uh, clasată. Și zic, bă, nu vin ăștia la... Ăștia vin la meci. Cu o oră înainte, <coughs> au început să cânte tot stagionul plin, până la plecare, pe, la ieșire din stadion, s-a cântat mâini non-stop, fără o secundă de pauză. Non-stop, copii, femei, uh, o atmosferă incredibilă. N-am auzit huiduieri, n-am auzit uh, n-am simțit pic de agresiv. Erai atât de în siguranță și eram, pur și simplu eram muți. Ne uitam unul la altul și nu, venea, nu ne venea să credem. Ce, ce, ce frumoasă atmosferă. Corect. Super. Știi că a trecut o oră? Da, cred că de mult. Ce, ce vrei să-ți lase moș în ghetuțe, că el vine primul. Sănătate, fiată, încă că s-a dat, n-ai voie cu astea cu s-a dat. Um... O calificare echipei naționale. Pa, păi, o avem din Bun. oficiu. Să i reducă Cineba. suspendarea lui Simonei sau să i -o ia de tot. Da, din punct de vedere sportiv, nu știu, nu, ce vrei tu? Să ți să uh... bine asta cu educația. Da, să meargă să, -mi să un pas mititel 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 să se să gândurile adună. pe care le am și să încerc să să vindec în jur, așa, cât pot. Corect. Virgil, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat toate da. relațiile. <laughs> Am vorbit o oră și mai vorbeam mult mai mult. Arena da. Arenasport.ro, ne vedeți pe sport.ro, bineînțeles, și de asemenea intrați pe voio.ro. Mii de mulțumiri, toate cele bune, numai bine, la revedere!